Noul program de minimis pentru legumele cultivate în arii protejate nu atrage agricultorii gorjeni. Până la această oră, doar 2 gorjeni s-au înscris în cursa pentru a obține subvențiile acordate de stat. Cerințele sunt mai multe și banii mai puțini. În această privință, anul acesta, hotărârea de guvern a apărut mai târziu în ceea ce privește tomatele. Nu vorbim doar despre tomate aici, vorbim și despre ajutor de minimis pentru castraveți, pentru vinete și pentru ardei gras sau lung. Nu se mai ocupă direcția agricolă în acesta, se ocupă APIA. Din datele deținute de la APIA, până în momentul de față avem 2 producători înscriși pe tomate. Nu s-a terminat perioada înscrierii, ultima dată este data de 20 iulie, deci mai este timp ca producătorii din județul Gorj să se înscrie în acest program de minimis. În ceea ce privește colegii noștri, ei vor fi pe teren alături de cei de colegii de la APIA în evaluarea producției înainte de recoltare. Dar știu că în anul trecut au fost mai mulți interesați. Anul trecut, da, am avut un număr de 44, anul trecut, spre exemplu, 44 de beneficiari, numărul lor a crescut an de an. Anul acesta, probabil din cauza faptului că s-a pus hotărârea în aplicare mai târziu, de aceea și numărul este mai mic. Nici subvenția pe usturoi nu are multe solicitări. Doar 4 fermieri s-au înscris în program. Ceea ce privește subvenția pentru usturoi, într-adevăr, în momentul de față avem 4 înscriși în program, 4 beneficiari înscriși în program. Toți cei 4 au trecut de toate etapele necesare pentru a putea primi sumele. S-au efectuat de către colegii noștri atât inspecțiile în teren, cât și evaluarea necesară înaintea recoltării. Cei 4 producători sunt în stadiu de recoltare, urmând ca până în toamnă, până în luna noiembrie, să depună la Direcția pentru Agricultură și Județeană Gorj documentele justificative pentru ca ulterior să primească sumele pe care legiuitorul, pe care Guvernul României le va acorda, în speță de maxim 3.000 de euro pe hectare. Aflat la Gorj, premierul Florin Câțu a declarat că nu a continuat programele PSD pe agricultură, chiar dacă au avut succes, deoarece dorește să vină cu o abordare proprie. Până la această oră, noua abordare nu dă semne că ar fi de succes.